Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Incidentele de ieri din fața Parlamentului s-au soldat cu 58 de amenzi, o reținere și multe tensiuni între partidele politice parlamentare. Primăria Capitalei ne anunță că bugetul real de anul viitor se află la jumătatea celui de anul acesta. În schimb, românii își pot monta panouri solare aproape gratis, pentru că azi începe programul Casa Verde. TikTok a devenit cel mai vizitat domeniu web din lume anul acesta și aflăm care sunt cele mai bune seriale prezente pe platforma Netflix. Rămâneți cu noi la Link News! Ieri, un protest izbucnit în fața Parlamentului României a degenerat destul de rapid atunci când mai mulți participanți au forțat porțile de acces în curtea Parlamentului. Aici, unul dintre protestatari a vandalizat 4 mașini, fiind și reținut. Ministrul de Interne ne-a informat că 160 de protestatari au fost identificați și au fost aplicate peste 58 de sancțiuni. Se pare că o parte dintre cei ce au ajuns în curtea Parlamentului au intrat cu ajutorul unor persoane cu drept de acces. Conform unui comunicat de marți seara, din verificările efectuate de oamenii legii, a reieșit că 14 persoane din cadrul a 6 organizații autointitulate civice, respectiv din cadrul unui grup parlamentar AUR, s-au erijat în organizatorii manifestării publice neautorizate, fapt pentru care au fost aplicate acestora 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 140.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor legii numărul 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. În total, între orele 8 și 12, 1200 de participanți au fost prezenți la protestul din fața Parlamentului, dar doar 2-300 dintre aceștia au și pătruns în mod ilegal în curtea clădirii. Principala nemulțumire a acestora a fost legată de introducerea obligativității prezentării certificatului verde. Primarul general Nicu Șordan a anunțat la ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București că anul viitor primăria va avea un buget real la jumătate față de cel de anul acesta. El a explicat că bugetul total al anului trecut a fost de 10 miliarde de lei, dar 6 miliarde au mers la primăriile de sector, 2 miliarde pe subvenții, astfel că bugetul real al anului 2021 a fost de doar 2 miliarde de lei. Nicu Șordan a mai menționat, bugetul real de 2 miliarde de lei, din care am plătit spitale, teatre, muzee, investiții în termoficare, străzi, iluminat public, consolidare clădiri cu risc seismic și toate celelalte. În anul 2022, bugetul Bucureștiului va fi tot de 10 miliarde de lei, tot 6 miliarde la sectoare, tot 4 miliarde la primăria municipiului București, cu diferența esențială că, chiar dacă vom dubla tariful pentru populație, subvențiile vor fi de 3 miliarde de lei în loc de 2 miliarde, a spus primarul general. Acesta i-a rugat pe consilieri să folosească toate pârghiile politice necesare pentru a mări bugetul real pentru anul viitor, astfel încât primăria să nu intre în probleme financiare mari. Astăzi începe programul Casa Verde Fotovoltaice. Valoarea totală disponibilă este de 250 de milioane de lei, dar ministrul mediului ne-a transmis că bugetul poate fi suplimentat. Scopul programului îl reprezintă creșterea eficientizării energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrării surplusului în sistemul energetic național. Persoanele fizice interesate de acest program se pot adresa instalatorilor validați în vederea înscrierii. Lista cu instalatorii validați se poate regăsi pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Societățile comerciale validate vor ajuta beneficiarii atât în perioada de instalare a panourilor, cât și în privința sistemului de livrare a surplusului în rețeaua națională. Finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei. Un deputat din Iași a depus la Parlament un proiect de lege prin care șoferii companiilor de ride-sharing să poată utiliza banda special amenajată pentru transportul public în comun. Filip Havarneanu a depus două proiecte referitoare la transportul de persoane. Primul este adresat șoferilor companiilor de ride-sharing ca Uber sau Bolt, ce vor putea folosi banda special pentru transportul în comun, așa cum, în prezent, o pot face și șoferii de taxiuri. Deputatul a explicat,
eliminăm discriminarea care există între șoferii clasici de taxi și cei de la Uber sau Bolt, întrucât ei practică, în definitiv, același tip de serviciu. Contribuim de asemenea și la creșterea mobilității urbane. Avem nevoie de descongestionarea benzilor de circulație, nu doar pentru că toți clienții care solicită transport să ajungă mai repede la destinație, ci și pentru a reduce stresul tuturor din traficul de zi cu zi. Cel de-al doilea proiect se referă la mărirea capacității de persoane ce poate fi transportată prin intermediul serviciului de taxi, de la 5 la maxim 9, justificând că deseori apar grupuri mai mari de 4 persoane care au nevoie să utilizeze simultan un taxi. Proiectele trebuie să parcurgă etapele de dezbatere în comisii și apoi în plenul camerelor, pentru ca mai apoi să fie promulgate de președintele României. 90% din cantitatea totală de Bitcoin disponibilă, care este fixă, a fost minată din 2009 și până în prezent. În 12 ani de mining, utilizatorii au reușit să mineze 18,9 milioane de monede din totalul existent de 21 de milioane. Pe măsură ce mai multe monede sunt minate, algoritmul și dificultatea crește, astfel că dacă la început aveai nevoie de o putere mică de calcul pentru a mina o singură monedă, și de un timp relativ scurt, acum, în aceeași unitate de timp, rezultatele procesului de minare au scăzut extrem de tare. Procesele de halving au loc odată la aproximativ 4 ani și constituie momentul în care numărul de noi Bitcoin care intră în circulație se micșorează, fiind o actualizare a rețelei care înregistrează toate tranzacțiile cu Bitcoin. Este estimat că toată cantitatea de Bitcoin disponibilă va ajunge să fie minată în totalitate în anul 2140. Bitcoinul are în momentul de față o valoare de 48.891 de dolari, fiind în prezent într-o perioadă de scădere generată de temerile privind impactul variantei Omicron în lume. TikTok a devenit cel mai popular domeniu web anul acesta, depășindu-i pe cei de la Google și Facebook, obișnuiți cu primele locuri în acest top în ultimii ani. Ascensiunea rapidă s-a produs încă din luna februarie a anului acesta, când domeniul TikTok a ajuns în top, reușind pe parcursul anului să-și păstreze prima poziție. Chiar dacă au existat scurte perioade în care TikTok a făcut rocada cu Google, domeniul platformei sociale chinezești a dominat lupta. Performanța este cu atât mai notabilă pentru TikTok cu cât în dreptul Google sunt contorizate toate serviciile companiei care folosesc domeniul google.com, precum Maps, Photos, News și altele. Experții publicației Los Angeles Times au selectat cele mai bune 75 de seriale TV prezente pe platforma Netflix. Topul cuprinde atât producții Netflix cât și seriale mai vechi. Pe primul loc, cel mai apreciat serial este Seinfeld. Pe cel de-al doilea loc se situează faimosul serial Orange is the New Black, iar podiumul este finalizat de The Good Place. În continuare, topul 10 celor mai bune seriale este completat de The Great British Baking Show, BoJack Horseman, Better Call Saul, Glow, The Crown, Dead to Me și de Breaking Bad. Dacă tot se apropie vacanța prilejuită de sărbătorile de iarnă, între două mese cu familia poate vizionăm și câteva dintre cele mai bune seriale pe care nu am avut timp până acum să le urmărim. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!